Bine v-am regăsit din nou cu vești bune. Avem o avalanșă de vești bune. După cum se vede, mă îmbrac doar în culoarea soarelui. Am început să iubesc soarele. Îl iubeam, l-am iubit din totdeauna. Mi-au plăcut zilele însorite, îmi plac și îmi vor plăcea, dar de data asta iubesc soarele de două ori mai mult. Și ca să nu lungesc foarte tare vorba, spuneam de vești bune, să nu vă țin în suspans. Veștile bune sunt la Constanța, dar pentru că cineva trebuie să lucreze și în birou, echipa de acolo, nu știu, funcționează așa ca un tan. parcă n -are niciun fel de preliște, dar ce să mă mai laud eu de aici cu oamenii de acolo, eu zic să-i las direct pe ei să se laude prin urmare zic să facem acum și o transmisiune, Iancu este la fața locului, în parcul din Constanța, Solar M1 și vine cu vești excepționale, Iancu te ascultăm! Salut Stelian de la mare avem doar vești extraordinare afară e cald avem marea care este perfectă pentru baie, însă veste extraordinară este că avem montat contorul cu dublu sens, am ridicat heblu și suntem pregătiți să injectăm în rețea. Mai avem nevoie doar de câteva documente. Iată așadar, acolo este un vibe legat așa de mare, de valuri, de nisip. Însă vibe cel mai tare, cel mai fain, cel mai ok este că parcul ăsta, după ce vor veni acele hârtii despre care vorbea Iancu, va porni cu acte în regulă, ca să spun așa, adică va injecta energia în rețea, ceea ce înseamnă că în mai puțin de două săptămâni, sau hai să spunem grosomodo, două săptămâni, acest parc va trimite energie în rețea, iar rețeaua, cu ghilimelele de rigoare, va întoarce bani către investitori. Este primul parc cu siguranță, care va porni mai devreme. Practic, investesc astăzi și în două săptămâni încep să primesc bani. O veste absolut excepțională și îmi doresc, mă străduiesc ca pe viitor să vin doar cu astfel de vești. Mai aveți întrebări, mai aveți dubii, mai aveți uh, dorința de a căuta informație intrați, faceți-vă un cont pe platforma www.energiepentrutoți.ro sau dacă vreți puteți trimite un mesaj la care vi se răspunde în mai puțin de 24 de ore stelianuscalu.arondgmail.com sau contact -arond -energie pentru Să auzim numai de lucruri excepționale!